Rezervația naturală este o arie în care întregul cadru natural sau anumite exemplare floristice, faunistice sau geologice sunt ocrotite de lege. Sunt protejate ca ecosisteme de interes științific sau peisagistic. Una dintre aceste arii, rezervația naturală Fânețele Seculare de la Frumoasa, au fost studiate detaliat în 1921 de către Mihai Gușuleac și considerate de acesta ca fiind o interesantă costiță pontică cu resturi de floră termofilă. Fânețele Seculare Frumoasa constituie o arie protejată de interes național, ce corespunde categoriei rezervație naturală de tip floristic. Această rezervație, cu o suprafață doar de 9,5 hectare, este situată pe teritoriul administrativ al comunei Moara, satul Frumoasa. Face parte din situl Natura 2000 și se află sub custodia Agenției pentru Protecția Mediului Suceava. A fost declarată area protejată prin legea numărul 5 din 6 martie 2000. Protejarea naturii prin rezervații naturale înseamnă viață pentru urmașii noștri. Pierderea biodiversității duce la sărăcirea populației. Să lucrăm împreună pentru o schimbare. Proiectul Conservarea Biodiversității printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fânețele Seculare Ponoare și Fânețele Seculare Frumoasa este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.